În Mehedinți, 10% din cei peste 200.000 de locuitori au certificat de handicap. Foarte mulți dintre aceștia au handicapul doar în acte, iar asta aduce scutiri de impozite pe clădiri și mașini. 10% din cei 100.000 de locuitori ai municipiului nostru dețin un certificat de handicap, iar la Spitalul Județean de Urgență din Drobeta-Turnu-Severin, 235 de angajați de asemenea beneficiază de aceste certificate. Județul nostru este considerat codaș în topul financiar al României, însă orbii dețin și ei permis de conducere și mașini de lux. Într-adevăr, la acest moment, din evidențele de care dispunem, aproximativ 20.000 de mehedințeni sunt beneficiari ai unei indemnizații pentru încadrarea într-un grad de handicap. La un calcul relativ simplu pe care îl putem face, asta reprezintă 10% din populația care mai există la acest moment în județul Mehedinți. După cum știm, sunt foarte mulți oameni plecați în străinătate. Deci, pe un calcul relativ simplu, cum spuneam, înseamnă 10% din populația județului Mehedinți, ceea ce se recunoaștem este o cifră extraordinar de mare. Ca să înțelegeți exact despre ce vorbim, se plătesc aproximativ 2,5 milioane de euro anual doar pentru indemnizațiile acestor persoane încadrate în grad de handicap. În ceea ce privește impozitul la clădiri, în județul Mehedinți, 5.363 de persoane plătesc mai puțin cu aproape 1 milion, iar la categoria mijloace de transport, municipiul nostru are foarte mulți locuitori scutiți de aceste taxe. Cu toate astea, în Drobeta-Turnu-Severin există peste 500 de autoturisme de lux, ale căror proprietarii nu plătesc impozite deoarece au certificate de dizabilitate.